După ce a dat start festivalului familiei la Comra, ce a avut loc pe 12 mai, Igor Dodon împreună cu soția sa în drum spre Chișinău au vizitat complexul istoric conacului Manuc Bey din Hâncești. Șeful statului a menționat că a vizitat pentru prima dată acest conac și a rămas profund impresionat. Complexul istorico-arhitectural conacului Manuc Bey din Hâncești a fost restaurat recent cu investiții externe până la cele mai mici detalii, păstrând intact aspectele secolului XIX, ce au creat inițial frumusețea acestuia. Cu regret sunt pentru prima dată la Hâncești, nu în raionul Hâncești, dar în acest loc istoric. Și vreau să spun că am rămas foarte impresionat de ceea ce am văzut aici. Vreau să le mulțumesc celor care 4 ani în urmă sau câțiva ani în urmă au lansat inițiativa de a restaura acest impresionant castel. Am înțeles că s-a restaurat cu fonduri europene. Avem cu ce ne mândri în Republica Moldova, avem mai multe locuri turistice care sperăm că vor fi vizitate de cei care vin în Republica Moldova. Îmi pare bine că domnul președinte a găsit astăzi timp în zi de odihnă să viziteze acest conac Manuc Bey, fiindcă vizita domnului președinte asta iarăși este și ca o promovare a tuturor celor care ar vizita acest conac. Mai este foarte mult de lucru aici încă, dar nu am mai rămas puțin că într-adevăr să fie un loc turistic național care va fi o mândrie a Hânceștiului și atunci vor avea turiștii care vin în Republica Moldova din orice țări, din est sau din vest, ca să viziteze și localitatea noastră. Mai bine de jumătate de secol, complexul arhitectural al familiei Manuc Bey a fost lăsat în paragină, iar în 2007 autoritățile locale au organizat un maraton de colectare a surselor financiare pentru restaurarea acestuia. Lucrările de reconstrucție au început în 2014, iar în primăvara anului 2016 a fost dat în exploatare.